Pe parcursul zilei de 1 iunie, copiii prezenți la Arhiepiscopia Râmnicului au participat la Sfânta Liturghie oficiată de înalt preasfințitul Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului. Copiii din parohia Galicia, îmbrăcați în costume populare, au cântat alături de seminariștii vâlceni. După Sfânta Liturghie a urmat vernisajul expoziției de pictură Elena Dariana Popa, la manifestare fiind prezent și Arhiepiscopul Râmnicului. Dar ce tare, domnule! Nici nu m-am așteptat. Dar te-ai pregătit cu cineva sau ai făcut singur? Ai te-ai inspirat pe undeva? Ai un mod de acela? Poate anatomia. Foarte interesant. De ce e indafit? Am avut așa un vis în care apăreau pe reușelile și adică la parte la timp și mi-a rămas scrisul intitulat cum mi-am minte și l-am început anul trecut, dar când l-am terminat acum de curând. Dar știi care e povestea dafinului? El este de fapt laurul care erau încununați după maraton, câștigători. Da? Da. Și am încercat ce bani. Să vin să-ți arăt că eu am aclimatizat. Am unul cu dușa de bani. Pământ cu sa. Când am început să pictez, nu m-am gândit că o să pictez și o să ajung aici în fața dumneavoastră. Se vede că am emoții și se simte că am emoții, pentru că sunteți atât de mulți și nu mă așteptam să vin atât de mulți. Când eram mică, am început să pictez pentru că, la fel cum a zis și mama, mi-am dorit cumva să las ceva în urmă. Și de aceea mă gândesc că orice facem noi în viață o să rămână. Așa că... Bine, o să spun drept. Și o să spun corect. Și o să spun că nu m-am oprit nici măcar o secundă din a mă gândi că o să plec undeva, la facultate poate, și nu o să rămână nimic în urmă. Nu o să mai fie Dariana aici din Vâlcea, nu o să mai fie Dariana elevă la pedagogic, nu o să mai fie Dariana fata lui mama și lui tata. Așa că nu știam ce să fac ca să pot să rămân cumva în amintirea lor.
Mă gândeam că o să plec, nu o să mai pot să dau telefon de câte dată pe săptămână. O să plec, nu o să mai pot veni decât de Crăciun. Și o să plec și nu o să mai fiu cum am fost înainte, ca și adolescentă, ca și fată, ca și copil, pentru că azi e ziua copilului. Așa că... La mulți ani tuturor copilor! Ziua de 1 iunie este sărbătorită în întreaga lume ca zi dedicată copilului și constituie un prilej de a-i așeza în comunitatea rugăciunii, dar și de a pune în lumină darurile pe care Preamilostivul Dumnezeu le-a împărtășit fiecăruia în parte.